Pandurii s-au impus cu scorul de 3-2 în meciul amical disputat cu o formație din Ungheni, Republica Moldova. Este singura victorie obținută de elevii lui Petre Grigoraș în a doua parte a pregătirii pentru returul de campionat. Grigoraș a trimis în teren o echipă formată din jucători tineri. Pentru Pandurii, Roberto Dumitru a reușit să înscrie de două ori, iar Alexandru Neagu o dată, în timp ce pentru moldoveni au marcat Sofroni și Gonța. Mă simt fericit, bucuros că am marcat două goluri, am revenit de la 2-0. Greu, ne-a ținut morala la pauză, a zis că nu suntem în stare de nimic, dar în a doua parte ne-a revenit și am marcat eu două goluri și cu ajutorul colegilor am dat și golul 3 și am câștigat. Pandurii au susținut 7 amicale în al doilea stadiu de pregătire. Au o remiză, o victorie și 5 înfrângeri. Un bilanț negativ, dar care nu îl sperie pe Grigoraș. A căutat să găsească cea mai bună formulă. A renunțat la estonianul Purge, iar Matulevicius a părăsit cantonamentul. El va reveni însă în România pe 15 februarie. Nu mă așteptam, vă dați seama, dar cu muncă multă vin și rezultatele. Pandurii vor reveni în țară doar pentru câteva zile. Gorjenii se vor întoarce pentru alte 8 zile în Turcia și asta deoarece la Târgu Jiu nu au unde să se pregătească.